Ei, iată că a venit și momentul meu să fac un book review, pentru că am tot fost întrebată când fac acest vlog. Trebuia la 2 luni, n-am reușit, așa că iată-mă din nou la 3 luni cu book review și cu multe cărți citite. Înainte de toate, vreau să vă pun la curent puțin cu ultimele informații, și anume cele care se întâmplă anul acesta, în 2023. Odată avem Biblioteca din Tren, primul eveniment organizat prin Asociația iCarte. Ne întâlnim pe 10 aprilie, ora 8 dimineața, în Gara de Nord, unde vom pune primele cărți în primul tren și pornim în călătoria noastră pentru a amenaja și celelalte biblioteci din celelalte trenuri. Este un eveniment foarte fain și cred că o să fie o experiență interesantă pentru mulți dintre cei care participă, odată că avem călătoria cu trenul, dar și faptul că împreună contribuim la a inspira la lectură, la citit, în această mică comunitate de cititori români. Sperăm noi să se apuce de citit și cei care nu prea citesc. Uite, le oferim această posibilitate împrumutând o carte din tren. Asta vom vedea pe 10 aprilie cum va ieși evenimentul. Noi sperăm că bine, suntem deschiși, suntem energici, pozitivi, optimiști și alături de noi va fi și doamna Irina Margareta Nistor, critic de film, dar și cei de la Antena 1, de la Neața cu Răzvan și Dani, care vor filma live acest eveniment. Cred că în Gara de Nord va avea loc filmarea, nu cred că vor merge cu noi până la Brașov. Vă puteți înscrie prin mesaj, bineînțeles, pe mine știți unde mă găsiți, în toate conturile din social media, dar și pe e-mail asociația.icarte@gmail.com. Apoi, tot prin Asociația iCarte, vrem să organizăm un târg de carte, iar cu această idee a venit bookstagramărița și blogărița Luisa Ene, căreia îi mulțumesc că s-a gândit la mine să facem împreună această activitate. Era ceva pe care îl aveam și eu în minte, dar nu mă gândisem să merg deja cu asta mai departe și să mă apuc de treabă. Așa că îi mulțumesc pe această cale și dacă ai cărți pe acasă, ai o bibliotecă plină de cărți și nu mai știi ce să faci cu ele, dar vrei să dai mai departe, iată, poți să vii să le vinzi în târgul nostru de carte. Găsiți informații pe contul de Instagram iCarteiParte, dar și pe Facebook în grupul privat iCarteiParte. Și un penultim, ne apropiem cu pași repezi de tabăra de lectură de la Iași. De data aceasta ne vom caza în castel, la Miclăușeni, în Iași, unde vom avea tot felul de activități literare, participare în cadrul atelierelor creative și multe alte surprize. La fel, vă puteți înscrie ori la mine direct, ori prin e-mail. Și în ultimul rând, vă mai las un anunț. Joi, ora 20, joi aceasta, o avem invitată pe Sandra Ecobescu, cea care deține și se ocupă de Fundația Calea Victoriei, unde găsiți foarte multe ateliere și cursuri. Mai povestesc despre asta și la finalul vlogului. Și acum, dacă ați sosit pentru prima dată pe canalul acesta de YouTube, eu sunt Roxana, vă mulțumesc dacă rămâneți până la final și vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări. Haideți să vedem ce cărți am citit de când a început 2023. Prima carte cu care am început 2023 și chiar primul club de lectură din acest an, Nimic nou pe frontul de vest. Aici mai este o poveste cu Cuibul visurilor, pe care am citit-o în decembrie, iar cartea cu care am început anul este Nimic nou pe frontul de vest. Am mai povestit despre această carte și am avut ce să povestim în cadrul clubului de lectură. A fost pentru prima dată când am participat la clubul de lectură, atât cei care au fost fizic în tabăra de carte, dar și cei care au intrat prin Zoom. Vreau și plănuiesc și îmi doresc pe viitor să avem cluburi de lectură fizic, lăsând totuși opțiunea și celor care nu sunt în același oraș, astfel încât să se conecteze prin Zoom. Despre carte, ce să vă spun? Deși cartea este despre război, filmul pe care l-am văzut ulterior este anti-război. Cu toate acestea, mi-a plăcut foarte mult filmul. N-aș zice că l-aș duce către Oscar, chiar dacă a avut șanse mari și acesta, dar a fost foarte bun și mi-au plăcut cadrele. Cu toate astea, l-am simțit destul de greuț, la fel și cartea. Cred că de asta nici n-am dat 5 stele. Au fost momente în care m-am emoționat foarte tare, m-am întristat, m-am înfuriat, mi-a fost milă și am simțit compasiune față de toți acei tineri, acei copii care aveau toată viața înainte și și-au pierdut-o mulți dintre ei pe front. În carte îl avem pe Paul, care este chiar autorul
Eric Maria Remarque. Vă ziceam că am citit-o cam greuț și aproape să mă bage într-un reading slump, nu știu, poate a fost prea grea pentru a începe anul cu o carte de genul acesta, fiind după sărbători, trebuia poate ceva mai ușor, dar mă bucur că am ajuns la ea, a fost ca recomandare din partea unuia dintre participanții taberei de lectură, dar și persoană care mai participă din când în când la cluburile noastre de carte și respect recomandările care vin din partea voastră, mai ales cei care participați la aceste cluburi. O carte bună, însă i-am dat 4 din 5 stele. Următoarea carte este o antologie de proză scurtă, Dragostea când te doare. Avem aici autori români contemporani. De regulă nu prea citesc proză scurtă, nu prea mă atrage foarte tare și cred că știu și care e motivul. Sunt destul de subiectivă în privința asta, desigur, poate e doar o părere de ale mele. Și anume că mi se pare cumva că nu este suficient, sau din cauza faptului că nu e suficient spațiu și timp să îți conturezi personajele, lipsește ceva sau ar mai trebui ceva. Așa simt eu în proza scurtă și cu toate acestea mi-a plăcut cartea, nu i-am dat 5 stele pentru că nu toate poveștile mi s-au părut bune, dar de apreciat stilul tuturor scriitorilor din această carte. Foarte bun, excelent aș spune, uite, de admirat și Emilia Toma, care simt că evoluează cu fiecare operă pe care o citește și mi-a plăcut povestea ei, dar cel mai mult cred că mi-a plăcut povestea scrisă de Ligia Pârvulescu, m-a emoționat, mi-a adus acel ceva, chiar am simțit că este o poveste bună și cu toate astea mi-a spus chiar ea, nu este tocmai stilul ei de a scrie, adică comparativ cu Translucid, cu ce a scris în romanul cu care a și câștigat un premiu atunci când a debutat. Dar cartea pe total primește 3,5 stele. Următoarea carte am ascultat-o în format audiobook, nu am aici, doar îi pun o poză ca să știți despre ce e vorba, Cum să-ți găsești pacea interioară. O carte care nu i-am dat 5 stele, nu știu, poate pentru că am ajuns eu de multă vreme la pacea interioară, habar n-am. Sau poate pentru că am întâlnit lucruri pe care deja le știam. Nu e nicio carte foarte slabă, altfel nu-i dădeam nicio stea sau efectiv îi spuneam că e pierdere de timp. Nu, e o carte bunicică și autorul se axează foarte mult, autorul Eckhart Tolle, pe a-ți găsi acea stare de prezent, a înțelege prezentul și a înțelege cuvântul acum și a te bucura de acum și de prezent. E bunicică cartea, așa cum v-am spus, o recomand, doar că pentru mine a fost de 2 din 5 stele. Mergem cu următoarea carte, și anume Acel Martie de Olivia Odăianu, carte despre care am povestit într-un book review separat, las aici linkul dacă vreți să vedeți acel book review în care poate am fost puțin dură, dar oamenilor, cititorilor le-a plăcut foarte mult recenzia făcută de mine, inclusiv autoarei. Și Olivia mai are puțin de lucru la partea de creionare a personajelor, sper că va face asta în următoarea carte, care am înțeles că va fi o continuare pentru Acel Martie, pentru că am vrea să înțelegem alegerile făcute de personaje, cum sunt ele ca persoane încât să aleagă astfel. În rest, mi-a plăcut povestea, foarte multă imaginație, foarte multe răsturnări de situație. Bravo, așa cum am zis și în vlogul anterior, felicitări pentru faptul că ai îndrăznit să publici această carte. Bravo! Următoarea carte citită, de fapt ascultată, tot în format audiobook, Prințul Harry, și s-ar putea ca tocmai acesta să fi fost un aspect pentru care nu m-a ținut foarte mult prinsă în poveste. Cred că uneori audiobook-urile au tendința asta să-ți taie din flow-ul ăla de a citi o carte, pentru că uneori pierd ideea, adică se întâmplă să ascult audiobook când fac ceva, ori când conduc, ori când gătesc prin casă, diverse activități unde pot să dau drumul la carte și să vorbească naratorul și s-ar putea ca din cauza asta să mai fi pierdut din idei, însă mi-au plăcut foarte mult trimiterile la scrierile lui Shakespeare sau ale lui Steinbeck, de exemplu cu Șoareci și Oameni. Recunosc că este și o părere subiectivă aici, personală, îmi plac trimiterile la anumite cărți, m-am folosit și eu de ele și de anumite citate atunci când am scris romanul Dragostea pe strada mea. Acum despre Prințul Harry, aș spune că a făcut ceea ce n-a reușit Lady Diana, deși și ea săraca a încercat să-și spună cuvântul, să se impună și să spună cum stau lucrurile în familia regală și probabil din cauza
unui anume interviu în care a dat detalii din interior, nu mai este în viață. Dar să nu intru acum în speculații, au făcut alții destule, mă rezum la prințul Harry și la povestea spusă de el. Eu am admirat faptul că a avut acest curaj, ok, poate în spate este mult marketing și mult storytelling și cred că în spate este o întreagă echipă, nu cred că prințul Harry a scris singur această carte sau poate el doar a vorbit și altcineva a fost ghostwriter, așa cum am fost și eu pentru altcineva, pentru povestea altcuiva anul trecut. Prințul Harry sau Harry, pentru că de fapt prințul Harry este copilul Harry, cel puțin eu așa l-am simțit, copilul Harry care o cheamă în permanență pe mami și nu mă deranjează că îi spune mami în toată cartea și eu la vârsta mea încă îi spun mami, mami atunci când vorbesc despre ea și mă adresez la, la persoana a treia, însă se simte acolo o foarte mare lipsă de dragoste și de afecțiune, ceea ce copilului Harry i-au lipsit în copilărie. Abia așteptam să apară Meghan în viața lui. Recunosc că e iar o chestie personală, deși aici în tot ce spun în toate vlogurile mele este normal să fiu subiectivă și să fie personal ce vorbesc. Mi-a plăcut întotdeauna cuplul prințul Harry Meghan Markle și mi se pare un cuplu foarte frumos. Abia așteptam să apară în carte Meghan în viața lui Harry și să văd cum s-au cunoscut, cum a cucerit-o, cum a început povestea lor de dragoste. Poate că Meghan chiar era persoana potrivită să apară în viața lui. Eu îi apreciez, îi admir pentru faptul că au lăsat totul și au luat-o pe cont propriu. Nu cred că este treabă ușoară să renunți la beneficiile din familia regală, dar știm bine, asta vine cu un risc, cu un compromis, cu, nu știu, îți taie din alegerile pe care vrei să le faci liber în viață și iată că Harry a decis să nu mai facă parte din această familie cu toate beneficiile ei. Anumite aspecte le-am considerat nepotrivite și, bineînțeles, cred că adevărul este undeva la mijloc. Dacă ar scoate acum Willy o carte, poate că adevărul expus de Harry ar fi cu totul altul dacă l-ar spune Willy. Per total, cartea a fost unicică. Îi dau 3 din 5 stele. Mergem mai departe, următoarea carte, de asemenea una pentru clubul de lectură, pentru că anul acesta alternăm și scriitori români contemporani și dezvoltare personală, motivațională sau psihologie, cât și cărți ale autorilor clasici, dar vedem ce mai alegem pe parcursul anului până la sfârșit de 2023. Cerberus de Marius Albert Neguț. Ei bine, lui Marius chiar i-am spus la clubul de lectură că îl admir, îl felicit foarte tare și nu doar eu, cât toți care am fost în clubul de carte. Eram tentată să-i dau inițial 4 din 5 stele. A avut și vreo 2 greșeluțe pe acolo. Da, asta cu greșelile, nu știu, încep să nu mai fiu chiar atât de critică pentru că am văzut că se întâmplă și la case mai mari. Este una, de exemplu, care îmi vine acum în minte și am menționat-o și în cartea Acel Martie pe care a scris-o Olivia Odeianu, la fel autor român contemporan, și anume acel plus pe care simt că îl folosesc cu oamenii în exces, aud în jurul meu și nu mi se pare potrivit de a pune într-o carte atunci când narezi. Adică înțeleg dacă în dialog personajele spun, nu știu, tata a fost dur cu mine, plus că tot tata mi-a dăruit și nu știu ce. Adică acel plus nu e potrivit. În primul rând că exprimarea corectă este în plus, dacă vrem să folosim asta, și apoi că dacă folosești de prea multe ori, repetitivitatea asta nu cred că e potrivită într-o carte, cel puțin mie mi-a rămas în minte, iată, și de la Acel Martie, dar și acum cu Cerberus. Însă povestea este foarte bună, de asta primește cartea asta 5 stele din partea mea și de asta majoritatea probabil a dat 5 stele acestei cărți la clubul de carte și nu numai, are note bune, am văzut și pe Goodreads. A fost o poveste bună, dură, grea, cu o morală. Chiar vine ca un semnal de alarmă această poveste imaginată de Marius. În unele locuri am simțit că este și realism acolo și bine, este o poveste realistă și se întâmplă în zilele noastre, s-a întâmplat în zilele noastre cu siguranță foarte multor fete, așa cum trăiește personajul pus de Marius, dar cred că e mai mult de atât și povestea a curs bine, a curs frumos, finalul a fost
neașteptat, recunosc, dar poate vine o continuare din ce am auzit noi la Clubul de Lectură. Vedem ce se mai întâmplă. Așadar, datorită poveștii, am dat 5 din 5 stele. Și continuăm. Fac recenziile așa pe foarte scurt, după cum vedeți, din cauza faptului că am foarte multe cărți puse în acest book review, dar și pentru faptul că oricum eu mai povestesc despre cărți pe parcurs ce citesc pe contul de Instagram iCarteiParte. Vă invit dacă nu sunteți acolo. Următoarea, cele mai frumoase scrisori de dragoste, 50 dintre ele, o carte care la început m-a atras foarte tare și am descoperit foarte multe cupluri și multe povești de dragoste din istorie despre care nu știam, de unele mai cunoșteam, mai știam, mai aveam cunoștință și mi-a plăcut cartea în mare, dar au fost și niște chestii care mi s-au părut mai mult de marketing și anume, ok, e în regulă care scrisul mare și că este aerisită, dar parcă uneori am simțit așa că era nevoie să se creeze o carte cu mai multe pagini. Așa a fost feelingul meu când am văzut cartea și când am citit-o, nu doar când am văzut-o. Când am văzut-o mi-a plăcut foarte tare, dar așa am simțit-o pe parcurs ce am citit. Scrisul foarte fain, cum spuneam, mi-a plăcut și mi-am pus câteva scrisori aici care mi-au atras atenția. N-apuc eu de multe ori să fac treaba asta, dar am reușit la cartea asta. Este scrisoarea de la James Thurber, cred, umorist și caricaturist american, către Eva Prud. Eva Prud, nu mai știu cine a fost, bine, iubita lui, evident, dar nu mai știu dacă amantă sau soție. Nu mai știu asta și nici nu văd că ne-a scris aici. Și spune așa, nu ești tu de vină, de vină sunt toate femeile de dinaintea ta care au lăsat astfel de moșteniri. De vină sunt toate doamnele radioase și efervescente și zburdalnice din istorie, care dintr-un moment de cochetărie au dat un sărut, iar apoi au murit oameni, au fost detronați regi și popoare s-au luptat pe viață și pe moarte numai și numai din cauza acelei mângâieri frivole. Bărbații sunt proști, sunt slabi, le curge vin prin vene, sunt niște dobitoci profund devotați. Le-au făcut femeile vreodată vreun bine, măcar pe jumătate la fel de mare și puternic, pe cât sunt suferințele pe care le-au provocat? Păi știm, domnule, că de la femei au pornit cele mai mari războaie, nu? Nu e chiar o noutate, așa că înțelegem scrisoarea ta. Mai spune aici, nu mai știu, George Bernard Shaw și Stella Campbell. Foarte bine, du-te, pierderea unei femei nu este sfârșitul lumii. Soarele continuă să strălucească, în notul este o îndeletnicire plăcută, scrisul îmi face bine, sufletul meu se descurcă și singur, dar sunt profund, profund, profund rănit. M-ai pus la încercare și nu te simți bine cu mine. Nu-ți pot aduce nici liniște, nici tihnă și nici măcar voioșie. De fapt, nu există nimic sincer în camaraderia noastră. Ce să facem? Așa sunt poveștile de dragoste. Se mai pierd pe alocuri din iubire, se mai pierde din iubire. Asta, tot de la ei. Ia uite că mi-a plăcut așa de mult. Îi răspunde Stella lui Bernard Shaw. Tu, vagabondule, tu, orb ce ești, tu, țesător de cuvinte, tu care ai aripile vinete și ascunzi heruvimii, tu, sărman suflet incapabil să priceapă o simplă femeie. N-ai fete care să-ți potolească poftele, nici prunci care să-ți oprească sporovăiala satirică. De ce să plătesc eu pentru toate neajunsurile tale? Cu toate zdrențele și tinichelele mele, măcar eu țin aprinsă în suflet o lampă micuță din argint și nu-mi doresc decât să ardă mereu. Mă rog să ardă mereu. Prietene, prietenul meu cu toate astea. Frumos. Și mi-am mai pus încă unul, dacă vreți să vă fac curioși cu această carte. Da, superbă povestea asta. Știam oricum despre ea, dar mi-a plăcut foarte mult, nu cunoșteam scrisoarea. Henrica al VIII-lea și Anne Boleyn. Dacă îi știți și dacă ați văzut și filmul cu cealaltă Boleyn, cealaltă soră, cred, parcă așa se numea, îl găsiți pe Netflix, cred că mai este. Și spune cine? El, da, Henrik către Anne. Dacă veți avea plăcerea să îndepliniți îndatoririle unei adevărate și credincioase amante și prietene și să vă dăruiți trup și suflet mie, care voi fi servitorul dumneavoastră foarte credincios, vă făgăduiesc că nu doar numele vi se va cuveni, ci veți fi unica mea amantă, le veți alunga pe toate celelalte din mintea și din sufletul meu și voi fi doar al dumneavoastră slujitor. 50 cele mai frumoase povești de dragoste, 4 din 5 stele.
mergem mai departe. Un scriitor român contemporan, și anume Sonată pentru acordeon, a fost prima mea întâlnire cu Radu Aldulescu, scriitor pe care l-am avut invitat anul acesta și în emisiunea Ai carte, ai parte de joi de la ora 20 pe tananana.ro. Ei bine, Radu Aldulescu este un scriitor excepțional, scrie foarte puternic, foarte bun realismul pe care îl folosește în carte, doar că n-a fost chiar preferata mea, să zic așa, aștept să mai citesc ceva de la el ca să pot să-mi fac o părere cu totul. Mi-a plăcut foarte mult scrisul puternic pe care îl are, forța scrisului său, este excelent, cum spuneam, și descrie foarte realist povești și situații, iar personajele au fost bine conturate în această carte. Ce pot să vă mai spun despre el este că are multe cărți și în emisiune am fost surprinsă pentru cât de mulți cititori ne-au scris, și el foarte modest, și se vedea că este emoționat că lumea intră și vorbește despre cărțile sale. Vreau doar să vă citesc puțin, dacă tot mi-am pus niște semne aici, ca să nu vă dau neapărat spoilere din cartea asta, poate vreți să o citiți dacă n-ați ajuns la ea, și să-mi spuneți dacă aveți și altă recomandare de la el. Ca să vedeți cât de frumos și cât de bine scrie. Poate că uneori el visa marea așa cum n-o văzuse, dar nu era în stare să-ți aduce aminte. Culori calde și răcoroase și nesfârșită dulceața trândăvelii pe o plajă pustie te însoțeau când ieșai pe poartă Buimac și cu vederea mijită peste prăpădul de afară. O săptămână a nins continuu și de alaltăieri viscolește în deznădejde și disperare. E ca o criză de epilepsie. Drumul pe străzile cartierului, printre case surpate în troiene, îl lungește tot pe picioare de la capătul tramvaiului. Superb! Și să vedem dacă pot încropi încă un citat, pentru că le pun așa pe la jumătatea frazei. Da, are și un simț al umorului foarte bun. Fiți atenți aici, un dialog interesant, de fapt doar o replică. Nu contează ce anume te-a stricat. Dacă aș pune mintea ta la un câine, ar turba pe loc. Bă, mi s-a părut foarte tare, deci vreau să o păstrez pe asta, să o spun și eu dacă va fi cazul să o spun cuiva. Dacă pun mintea ta la un câine, turbează pe loc. Și iată încă ceva frumos ce mi-am pus aici, bine, mai am niște semne, dar să nu lungesc prea tare cu citate din cărți. Femeia după care alergi în genunchi, maratoane întregi, ca un ciot de om, nu poți păstra în sânge și nu-ți poți elibera sângele de ea decât dându-i aceste nume. Le dai și orașului perpetuat chinuitor de lumina trădătoare a dimineților, restaurantelor de categorie lux, ce sărbătoresc zilele de avans și lichidare și n-o să continui pentru că Radu Aldulescu este gen Garcia Marquez, care are fraze foarte lungi, cred că mai bine de două pagini am întâlnit o frază. Mergem mai departe, ce carte mai avem? Avem trei cărți și o să vorbesc despre toate trei. Nu știu dacă e ok să dai stele la Biblie, dar dacă face parte din citirile, din operele pe care le citesc anul acesta, de ce să nu? Oricum, cred că o să dureze până la sfârșitul anului să o citesc. Sper să o termin, adică, pentru că merge foarte greu cititul. Avem așadar trei cărți aici, Geneza, Exodul și Leviticul. Primele trei cărți din Biblie, cum spuneam, Biblie care are în total vreo 66 de cărți, dacă am reținut eu bine, că le-am numărat, le-am numerotate aici la începutul cărții, și anume 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament. Da, uite că îmi și notasem, probabil am să fiu judecată de anumiți credincioși, sper să nu, dar cum sunt o persoană credincioasă și asumată în același timp, îmi voi spune părerea despre aceste prime cărți din Biblie și voi continua să fac asta până la sfârșitul Bibliei. O carte așadar greu de citit, cred că Așadar, o carte greu de citit, cred că cea mai grea carte pentru mine în momentul de față, din tot ce am citit vreodată, cred că Biblia este, și o să povestesc așa pe parcurs câte puțin din fiecare carte. Pe lângă faptul, am mai zis asta, că este obositor scrisul acesta mărunt. Apropo, aveți un... mi-am pierdut semnul de carte.
Oricum știu unde s-a terminat, că am terminat cu Leviticul, deci e foarte simplu să găsesc. Spuneam că aveți un video dedicat Bibliei de pe la începutul acestui an, dacă vreți să-mi vedeți părerea completă acolo și despre zona asta de credință, religie și așa mai departe, vă las și linkul acesta. Mi-a plăcut foarte mult în Geneza, cu toate că e o carte grea, Geneza, dar este începutul, fără ea nu cred că ai putea să citești Vechiul Testament. Mi-a plăcut că în primul verset găsim o afirmație foarte frumoasă, și anume că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și așa regăsim aici cele trei elemente fundamentale ale universului. Avem timpul la început, spațiul, adică cerurile, și materia care este pământul. Pe această carte, pe Geneza, s-au construit toate celelalte cărți, până la, vă spuneam, 66. A doua carte este Exodul, scrisă de profetul evreu Moise, dar până la apariția lui Moise pot spune ce m-a emoționat aici în Exodul, atât de tare încât am plâns. Cu toate că știam povestea din copilărie, foarte multe dintre ele eu mi le amintesc din Biblia pentru copii, pe care am citit-o atunci când eram copil și probabil mulți dintre voi, și mi-amintesc anumite pasaje, anumite pilde, anumite povești, dar nu mă gândeam să mă emoționeze acum una dintre ele, cum ar fi Iacov, cred că aici mi-am și notat. Nu mi-am notat asta, dar mi-a venit acum în minte. În fine, la Iacov m-a emoționat felul în care a fost vândut și felul în care era povestit acolo. Pur și simplu, m-a dus în poveste, am trăit cu Iacov trădarea fraților lui. Și iată că ajungem apoi la o poveste, rămânând aici la Exod, una care de asemenea mă duce foarte mult cu gândul la Biblia pentru copii, pentru că mi-aduc aminte foarte bine această poveste din, și o regăsim în Exodul, când faraonul poruncește ca toți nou-născuții israeliți de sex bărbătesc să fie omorâți. Doar că Moise, în vârstă de 3 luni, scapă, nu moare, și ajunge înfiat de fiica faraonului. Foarte mult mi-a plăcut partea asta, de asta și primește cele mai multe stele din partea mea Exodul. Iar a treia carte, Leviticul, aș spune că m-a obosit foarte tare din cauza multitudinelor de ofrande și jertfe. De asta ziceam că s-ar putea să fiu judecată pentru felul în care am simțit sau simt citind Biblia și mai și povestesc despre asta. E bine, unele ofrande și jertfe erau aduse de bunăvoie, altele erau obligatorii. Cele de bunăvoie erau de mulțumire, iar cele obligatorii erau considerate pentru vină și pentru păcat. Totuși prea multe, aș spune, pentru mine cel puțin, dar și multe informații interesante și necunoscute mie, de exemplu, israeliților li se interzicea să consume sânge, și așa întâlnim în Leviticul 17:11, că în ochii lui Dumnezeu sângele reprezintă viață și spune aici, viața trupului este în sânge. Așadar, stelele pe care le dau pentru primele cărți din Biblie sunt 4 pentru Geneza, 5 pentru Exodul și 4 pentru Leviticul. Următoarea carte, sinceră să fiu, am luat-o după copertă și nu a fost conform așteptărilor. Mi-a plăcut foarte mult coperta, îmi plac scriitorii japonezi în principiu, doar că asta e o carte pe care aș introduce-o mai degrabă pentru copii, adolescenți, deși copiii s-ar putea să nu înțeleagă anumite dedesubturi ale anumitor situații petrecute în această carte. Simpatică. Chiar a fost o poveste bună, m-a atras povestea și v-am zis că de la început, uite, mi-o păstrez pentru că văd că am și pus câteva citate aici. Povestea în sine mi-a plăcut pentru faptul că a avut loc într-un anticariat, de acolo a început de fapt, și cred că dacă s-ar ecraniza, mi-ar plăcea mult mai mult, asta dacă se realizează bine, bineînțeles, și se face cum trebuie din punct de vedere cinematografic. Nu te lăsa impresionat de aparențe, este o iluzie, lumea asta e plină de oameni de nimic, care locuiesc în case opulente în spatele unor curți impunătoare. Așadar, câteva citate foarte drăguțe, de asta le-am și pus aici, dar cred că limbajul a fost prea simplu pentru mine. Pentru mine care citesc Dostoievski, Eco și alți scriitori mai greu de citit, să zic așa, trebuie să ai oarecum o inițiere în literatură și cred că și experiență de viață, nu este suficient doar să citești cărți, cred că ajută foarte mult și partea din spate pe care le are o persoană atunci când citește, dar
De asta cred că nu am dat mai multe stele, este o carte slăbuță pentru mine, n-ar trebui poate să fac asta, pentru că dacă m-aș duce în urmă cu 10 ani, cartea s-ar putea primi 4 din 5 stele. În schimb, astăzi primește 2 din 5. Ar trebui să închei cu încă un citat ca să vă spun ceva drăguț. Ah, dar nu, cred că mi-am notat și chestii care m-au enervat. Ah, da, vai, Doamne Sfinte. Deci cum mă litera, mă, să traduceți pathetic cu patetic? Cum? Nu mă gândeam că într-o carte aș putea întâlni o astfel de greșeală. Adică pathetic, nu-l traduci motamo, nu înseamnă patetic. Următoarea carte, și fac o scurtă pauză pentru a mă adresa copiilor, dacă au ajuns pe aici, nu adolescenții, pentru că adolescenții de azi cunosc destul de multe lucruri, dar copiii n-ar trebui să meargă mai departe cu acest vlog, sau cel puțin până termin cu această carte, Kama Sutra, care se adresează adulților. Pentru că sunt aici detalii destul de picante și, bineînțeles, aș mai face o continuare, și anume că nu se adresează persoanelor pudice. Dacă sunteți astfel, n-ar trebui să ascultați continuarea, pentru că probabil nu o să vă placă deschiderea mea față de acest aspect. Și dacă vreți un alt video, fac o recomandare, am vorbit despre sexualitate, un vlog total cu sexualitate și cărți de citit despre arta sexualității, las aici linkul. Poate ăla vi se pare mai potrivit decât ce povestesc acum despre Kama Sutra, care în prima parte nu m-a prins, mă cam enerva, sinceră să fiu, abia de pe la jumătate mi-a captat atenția, dar sunt informații faine, interesante. Nu știam, de exemplu, că chili este afrodiziac și că el a fost adus de portughezi, dar a devenit esențial în bucătăria indiană. Și zice în carte să-i prăjești ușor în ulei, apoi să-i servești cu puțină sare. Iar autorul spune că durerea pe care o simți pe limbă provoacă și eliberarea de endorfine, la fel ca actul sexual. Ne atenționează să avem grijă la degete și la limbă și mai ales la sexul oral. Atunci când faci această activitate, n-ar fi necesar să-ți folosești degetele și limba picante. Adică inclusiv cum se face. Deci dacă vreți să vă îmbogățiți viața sexuală, Kama Sutra este una dintre acele cărți. Vă spuneam despre vlogul anterior cu sexualitatea, dacă vreți să-l vedeți pe acela. Eu, cartea asta cred că am menționat-o acolo și am spus că mi-ar plăcea să o citesc. Iată că am ajuns la ea, o alegere destul de bună, aș zice. E bună pentru mulți oameni, mulți adulți. Și a ajuns întâmplător la mine, mă aflam în biroul editurii Niculescu, am văzut această carte într-o bibliotecă și zic, mă interesează și pe mine asta. Hai bine, iau atunci. Și iată că am citit-o. Și am făcut pauză de la Biblie, apropo, că adineaori vorbeam despre Biblie și acum despre Kama Sutra. N-am putut să le citesc în paralel, bineînțeles, că în cartea asta sunt niște detalii multe, mega picante, vă spuneam. Ne vorbește cartea și despre clitoris, mi le-am notat aici pe toate pentru că uit din ele, și despre sensibilitatea acestuia, dar și despre cele trei poziții fundamentale ale 69. Și altceva interesant, mărimea nu contează, domnule, o spune Kama Sutra ca la carte. Mărimea nu contează. Am dat 3 din 5 stele pentru Kama Sutra. De ce? Pentru că au fost detalii care nu m-au interesat, dar și lucruri care nu se mai pot, nu știu, care nu mai sunt aplicabile zilelor noastre. Aflați din carte dacă o citiți. Mergem apoi cu o carte mai mult decât deosebită, pe care o avem la clubul de lectură din aprilie 2023. Este cartea în care mi-am pus cele mai multe semne pentru citate și pentru idei pe care să le citesc și recitesc în anumite momente ale vieții, În atelierul de magie. Și este o mândrie, aș spune, pentru mine și o mare bucurie faptul că Dr. James R. Doty a acceptat invitația de a participa la clubul nostru de lectură. Lucrul acesta mă bucură nespus, pentru că omul este un neurochirurg de succes la Universitatea Stanford. Nu are timp de astfel de evenimente, mi-a și spus-o într-un e-mail, dar a zis că va fi prezent la clubul nostru de carte. Aveți și o reducere de la editura respectivă, dacă vreți o respectivă. Este editura 3, dar sub Life Publishing. Găsiți aici
colecția respectivă și aveți reducere, cum spuneam, las și în descriere, iCarte 30 este codul pentru a primi reducerea de 30%. Este o carte în care un băiețel de 12 ani își duce și aduce mama din spital, de câte ori aceasta ia un pumn de pastile fiind o persoană depresivă, și își culege tatăl de prin șanțuri pentru că este alcoolic. Cum ajunge el dintr-o astfel de familie un neurochirurg de succes? Veți afla citind cartea și vom povesti, abia aștept, împreună la clubul de lectură. Iar la acest club de carte va participa și Daciana Sârbu, pe care am avut-o invitată în cadrul emisiunii Ai carte, ai parte la radio, și mulțumesc foarte mult. Daciana spune că aceasta este cartea pe care ea încă o ține pe noptieră și citește din când în când din ea. După cum se vede, înțeleg și eu de ce citește din când în când, lucru pe care probabil îl voi face și eu. Și ei bine, dragilor, ne apropiem de final și aș fi inclus și această carte cu numărul 15, dar nu e terminată, de asta nu se află în titlu ca număr 15, asta e a 15-a carte pe care am început-o de anul trecut, să-mi fie rușine, am primit-o anul trecut, a fost achiziționată, cred că din Dublin, dintr-un duty free, dar nu am reușit să o continui anul trecut și am început-o anul acesta. Sunt mult departe, 120 din 300 și ceva de pagini, atât mai am de citit din ea. O carte bună, dar iată-mă că am probleme cu cititul în limba engleză. Culmea, predau limba română străinilor din România și vorbesc în engleză destul de mult, dar când vine vorba de a citi cărți sau de a mă uita la filme în engleză, nu prea reușesc. O să povestesc despre cartea asta când voi face un alt book review, deci probabil peste vreo 3 luni, că evident o să o termin, adică gata, n-o mai las. Și dragii mei cititori, eu sunt Roxana de la Ai carte, ai parte, pentru cine se află pentru prima dată aici, sunt scriitoare, sunt content writer, realizator și moderator al emisiunii Ai carte, ai parte de la Radio Tananana și sunt organizator de tabere de lectură pentru adulți și evenimente culturale, iar mai nou președinta sau fondatoarea asociației Ai carte. Prin asociație vom organiza următoarele evenimente pe care le-am spus la începutul acestui video, dar vreau să fac un mic rezumat încă o dată pentru ele. Poate cineva n-a stat să se uite la toate cărțile despre care am povestit și vine aici la finalul vlogului. E bine, primul este Biblioteca din tren. Ne strângem, cum spuneam, pe 10 aprilie, ora 8 dimineața, în gara de Nord București, unde vom lăsa primele cărți într-unul dintre trenuri. Aici va veni și Irina Margareta Nistor, dar și cei de la Antena 1 care au spus că vor să facă un live. Deci bănuiesc că vom face asta în gara de Nord, când primele cărți le vom pune în staționare, primul tren care ajunge în București. După care ne mutăm în alt tren și pornim mai departe, Ploiești, Brașov și așa mai departe. Ne vom și opri să mâncăm ceva probabil prin Brașov sau Sinaia, unde decidem cu toții. Să știți că vom avea și ceva activități literare pentru a nu ne plictisi pe parcursul călătoriei cu trenul. După care vă anunț evenimentul din iunie, tabăra de lectură pentru adulți. Momentan taberele sunt doar pentru adulți, este ceva ce nu s-a mai făcut în România. Am decis să pornesc eu aceste tabere doar pentru adulți, cu activități și jocuri literare și nu numai. Vom fi cazați în castelul Sturza din satul Miclăușeni, așadar vom avea incluse toate mesele, cazarea pentru toate zilele de pe 16 până pe 19 iunie, plus participarea la toate activitățile literare, dar și atelierele creative, totul în suma de 1200 de lei. Și bine, acum ceva mai aproape, avem emisiunea Carte parte la Radio Tananana, ne puteți asculta pe tananana.ro. O să fie live de la ora 20, unde o avem invitată pe Sandra Ecobescu, CEO-ul Fundației Calea Victoriei, unde găsiți numeroase ateliere și cursuri care vă pot inspira și respectiv ajuta. Eu merg acum la cel de public speaking, pentru că m-am gândit eu că poate cândva am să ajung la TEDx, dacă știți evenimentele, și poate nu o să fiu pregătită. Vreau să fiu pregătită, domnule, pentru un public numeros în care să pot vorbi liber și să nu îmi pierd ideile. E destul de greu să-ți menții atenția asupra ideilor principale și să nu le pierzi. Și cam asta, cam atât. Vă mulțumesc nespus că ați rămas alături de mine până la finalul acestui video și că sunteți în continuare. Dacă ați ajuns pentru prima dată, sper să vă și abonați și să apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea următoarele videouri pe care le voi publica la fel marțea ora 19, dar și vinerea apare emisiunea Ai carte, ai parte înregistrată, tot de la ora 19. Nu uitați, mă găsiți pe Facebook, grupul privat Ai carte, ai parte, Instagram Ai carte, ai parte și aici pe YouTube. Să aveți spor în toate. La revedere!